все. Нет. Вы, боец, да ну вряд ли дам оляк мои спать. Да, давайте полукруга немножко назад, чтобы все. Ай, бару. Vedem dacă tot știi, dacă nu ce ai zis? Можно втором? Сходят в сало, спасибо, дитриарши, мать. Объем где-то.
Ai toată echipa din camere acolo ca să nu ne puzim chiar toți într-un loc? Așa, asta e ultima echipă sau mai grea? Pentru una scrie, sigur. Pentru una o scrie, da? Da. Dar bine. Și ne-a putut în spațiu de triaj prima, în acest spațiu sunt creati 4 posturi de către medici, da? Aici pacientul va fi triat medici, cu sete întrebări se va pune și se va stabili dacă poate ori nu poate fi vaccinat. Deci are ori nu are contraindicație. În momentul când el nu are contraindicație, el semnează un acord individual, unde el acceptă să fie vaccinat, și este prezidit de instrumentare noastră. Acest acord, el merge în sală de deputare, se dezează 4 operatori. Bogați la sistemul național. Încă o dată, doamne. Deci, aici vă vedeți, sunt 4 posturi, 4 operatori, care sunt bogați la sistemul național, Banca Națională de Date, de vaccinare. El primește un pașaport de vaccinare. Vă acest pașaport el se apropie, pasă chemul. Nu primești. Ничего странного нет, коллеги. Для кого было немного странно? Первое. Здесь определяется, если пациент может быть вакцинирован. То есть ему берут все показатели, те, которые рекомендованы для того, чтобы эти показатели были в норме. После этого он уже его регистрирует в национальной базе, ему дает сертификат, сертификат он берет, и с ним нажимает ту кнопочку, которую вы увидели, он появляется в базе данных очередь, соответственно, на 6 пунктов вакцинации, 2 пункта вакцинации здесь, на первом этаже. Если у нас есть люди с ограниченными возможностями, вот как Сергей Афанасенко. Полная доступность, все есть. Полная доступность, лично проверял, начиная от заканчивая выходом. То есть люди, которым тяжело, в том числе люди с ограниченными возможностями, будут на первом этаже, здесь есть 2 пункта вакцинации. Остальные поднимаются на второй этаж, и там еще 4 пункта вакцинируют. Дальше домный директор Усповолосянский, Жака Нередикам Сузин. Pentru a nu face impozeanță, să explicăm în continuare cum lucrurile stau acolo. Bine? Da. Deci, de tot noi sunt 6 puncte de vaccinare. Un punct de vaccinare care are capacitatea de a vaccina puțin peste 200 de pacienți pe zi. Deci, capacitatea totală a acestui centru este peste 1000 de pacienți pe zi. Cu capacitatea de a fi medicat în nevoie. Deci, ne ridicăm. Да. А есть два вопроса. У нас есть марта, два вопроса. Да. 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 Что-то вы видите, мать? Депутат, добрый вас. Deci, la această fază, noi avem posturi 3, 4, 5 și 6. Da? La etajul întâi sunt 2 și aici sunt 4. Deci, sunt trebuie să avem schimbă la turul în posturi. Deci, așa arată un post de vaccinare. E numit frigiderul în ce păstrează vaccinul. Da? Verificăm că este vaccinul. Deci, după vaccinare, pacientului pe pașaporte se scrie, se semnează sora și sedia vaccinului care a fost introdus, cu acest pașaport el merge în sală de supraveghere. Această sală de supraveghere pacienții vor afla numai puțin de 15 minute. Ei vor fi supravegheați de medic care se va afla. Dar și în momentul când ei se simt bine, în așa caz, ei părăsesc centrul de vaccinare, pe altă zi. Și este ieșirea, lucrurile dezinfectăm.
Haideți să fiu claritate. Însă, ca să se întâmplă, bolnavul dă o reacție anafilactică și voce, dar și acasă centru este asigurat cu un punct de terapie intensivă, unde asigurăm siguranța pacienților. O prezentă și acesta. Simplu. Dacă domnul doctor, domnul chirurg, domnul director, are în vedere că atunci când este reacția adversă, care necesită intervenție de urgență a medicului, în sală, în care această necesitate poate fi realizată în regim de urgență și nemedicit. Terapie intensivă, inclusiv asigurată. Dar și mă arăt că sală. În cazul în care se produce o reacție adversă, adică sunt foarte rare, dar oricum poate să fie o reacție adversă la unii pacienți, se întâmplă 1 la 10.000, în cazul în care se întâmplă un șoc anafilactic, o reacție adversă, o hipotonie, atunci pacientul este transferat din sală de supraveghere, este transferat în terapie intensivă pentru stabilizarea indicilor hemodinamici și vitali. În caz că este necesar, pacientul este conectat la respirație mecanică, ulterior transferat la secție de reanimare. Asta se întâmplă foarte rar, dar pentru a ne proteja, însă și este făcut această sală. Acesta este aparatul de respirație mecanică. Aici este tot echipamentul care e necesar, preparatele necesare pentru stabilizarea incilor hemodinamici și vitali. Mulțumesc mult, sănătate multe și pacient. Da, eu știu, mi-a spus că nu iese butaforie. Da. Și chestia? Frumos, n-am mai încă putut toți. Trebuie să-mi spui și nouă cu o dată istoria asta. Vă rog frumos. Atenție și... Ești cu următorul explici la toți. Dar eu cred că, domn director, noi cam trebuie să ne oprim la 10, vin primii profesori. Noi trebuie să ne oprim. Cineva apară cu echipă? E ora 10, noi trebuie să facem și până. Doar dacă nu uităm, tot director, 10 minute. Nu știu ce ca să fie ce. E bine. Eu vreau să vă spun un mare mulțumesc că sunteți aici alături de noi. În primul rând vreau să vă salut în numele întregii echipe care a lucrat la acest proces. Este una foarte mare. Vreau să vă zic că ideea acestui centru este una foarte simplă și venită inclusiv în rezultatul vizitelor pe care le-am avut atât în Est cât și în Vest. Ultima vizită pe care am avut-o la București, am vorbit despre centrele de vaccinare municipale. Acum, săptămâna trecută, odată ce am avut o certitudine că pe partea de vaccinuri vor fi mai multe posibilități pentru Republica Moldova, am decis ca la nivel municipal, și ați văzut acest lucru, am lansat un apel public pentru a crea acest centru de vaccinare municipal în afara instituțiilor medicale, în afara instituțiilor spitalicești, în afara spitalelor și a meteorilor, asociațiilor medicale teritoriale, unde astăzi avem centre de vaccinare pentru medici. Destinația acestui centru și fluxul de pacienți zilnic, ziceam, la un singur punct este de aproximativ 200 de persoane, adică în mod normal, dacă ne-am pune această sarcină, am putea prelucra cu vaccin sau administra vaccinul pentru cele peste 1000 de persoane care și-ar dori acest lucru. Repet, vaccinul este un act binevol, nimeni nu poate să oblige pe cineva sau să impună pe cineva, dar este o recomandare în lupta anti-COVID și probabil unica și singura soluție în perspectivă pentru acest lucru. Eu vreau foarte mult să mulțumesc Ministerului Sănătății, colegilor noștri, domnului secretar de stat, colegilor noștri de la ASEM, pentru că a fost posibil ca să facem acest parteneriat pe gratis, repet, deci nimeni nu plătește nimic cu excepția serviciilor comunale. Deci este sala care a fost oferită de către ASEM. Noi am discutat săptămâna trecută cu domnul rector. Iată, aici ne plimbam, să mă înțelegeți că practic nu era nimic. Aici mai era un stâlp, nu vedeați aceste scaune de așteptare și nu era amenajată zona pentru acest centru de vaccinare. Iată că într-o săptămână, prin eforturi comune, inclusiv cu participarea partenerilor din mediul privat, din mediul partenerilor internaționali,
Mă refer la mediul privat, de exemplu, cum este compania Starnet, care ne-a oferit echipamentele și televizoarele pe care le veți, infrastructura necesară pentru internet. Și ne bucură că putem fortifica și consolida toate eforturile ca să procedem la unele obiective care ne sunt comune pentru toată lumea. Acum vreau să spun, pentru că toți ne întreabă cine se va vaccina aici, cred că colegii noștri de la minister vor da detalii în această privință, dar conform protocolului aprobat la nivel național, sunt persoanele 60+. Acum avem pe partea asta instituțională medicii, deci sistemul medical care urmează să fie pe finalizare de vaccinare, dar și, așa cum spuneam, evident, cei care vin din domeniul educațional, din domeniile conexe, care sunt conforme nemijlocit acelor criterii stabilite de către protocol. Inclusiv persoanele 60-, adică mai puțin, dar cu comorbidități și cu maladii care sunt prezente. Asta e în linii mari. Pentru astăzi avem programați aici, în centru, aproximativ 200 de persoane, ca să vedem cum mișcăm aceste lucruri, să nu facem îmbuzeală, să nu avem rânduri, să vedem cum ne descurcăm cu procedura în practică. În continuare, lucrurile vor fi realizate și la nivelul AMT-urilor. Este primul centru municipal și credem că în continuare vom fortifica și vom dezvolta și alte centre. Important să avem cu toată lumea vaccinul necesar pentru a fi administrat locuitorilor capitalei sau celor care au necesitate la nivel republican. Vreau pe această cale să mulțumesc și partenerilor noștri care sunt aici, Organizația Mondială a Sănătății, care este prezentă permanent și este alături de autoritățile centrale și autoritățile locale. Avem pe platforma COVAX, dumneavoastră știți, foarte multe vaccinuri care vin în Republica Moldova și sperăm foarte mult că împreună, în timpul cel mai apropiat, câteva luni de zile, vom putea să facem față ca să avem cât mai puține riscuri, dar și acele noutăți neplăcute pe care le vedem la televizor zi de zi. Eu vă mulțumesc, colegii mei, le ofer toată... La etapa actuală, câte doze de vaccin sunt distribuite aici? În total avem aici 2500 de doze de vaccin. Pe municipiul Chișinău avem 4500. Până la următoarea... Deci, partide care poate să vină în acest sens. Domnule Ceban, cum comentați acțiunile de la... O secundă, dacă îmi permiteți, colegii noștri de la minister și... Da. Bună ziua, domnule primar. Domnul Pocăneviç, director de țară OMS. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale salută inițiativa dumneavoastră și susține absolut pentru inițierea primului centru municipal de imunizare. Cu siguranță aceasta va duce la creșterea numărului persoanelor care urmează a fi imunizate. Acest centru a fost deschis cu respectarea tuturor normelor sanitare epidemiologice, care asigură 6 fluxuri paralele pentru persoane, respectiv permite o programare foarte bună. Totodată este un exemplu foarte bun și o contribuție esențială pentru celelalte etape care ar urma să se inițieze astfel de centre în țară, paralel cu instituțiile medicale. Respectiv lucru care ar facilita accesul semnificativ a persoanelor. Totodată țin să menționez că colegii din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică planifică să lanseze platforma pentru programare în cele mai apropiate zile. La fel, va duce la o corectitudine a programării. În principiu, domnul primar, de fapt, deja a spus care sunt contingentul din etapa a doua care s-a inițiat pentru imunizare. Sunt adulții cu vârsta de la 60 de ani în sus și persoanele de la 18-60 cu comorbidități. Pe scurt, aceasta este, urăm echipei mult succes și cu bine să trecem peste toate și totodată să o apreciere corespunzătoare din partea beneficiarilor pe măsură.
Noi vrem să vă mulțumim foarte mult și vreau să spun că sunt și oamenii care au stat zile întregi aici. Am zis, vineri am venit, era la nivel de idee. Repet, aici era un stâlp, erau dezorganizate spațiile și a fost necesar să facem și în clădiri intervenție. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor noștri la Spitalul Sfânta Treime, care administrează și centrul COVID, care de fapt împreună cu alți colegi din domeniul sănătății s-au preocupat, domnul Crudu, director, mulți alții. Deci, repet, este un efort comun și în 5 zile am reușit să-l aducem la un standard pe care l-am văzut peste hotarele Republicii Moldova. Sper eu, cum a zis și domnul secretar de stat, că va fi și partea asta din beneficiari satisfăcuți în rezultatul activității acestui centru. Mulțumesc! Прямо коллеги, доступность. Огромное спасибо за эту возможность присутствовать сегодня на открытии этого центра. Сегодня доступность качественной безопасной вакцине является одним из таких приоритетов, которые есть и на глобальном уровне, и на всех национальных уровнях. И мы говорим не только как о вакцине физической, но мы должны говорить о том месте, где эту вакцину можно администрировать, можно представлять. И такого рода центры, которые сегодня происходят открытие, они действительно дают возможность обеспечить безопасное администрирование, где люди смогут получить информацию, где люди смогут пройти определенный небольшой, опять же, медицинский чекап и также получить эту вакцину. И в случае, опять же, возникновения каких-то у них реакций, которые совершенно нормально, они часто возникают, получить необходимую помощь и дальше, соответственно, наблюдаться. Мы с нашими усилиями, с Министерством здравоохранения, труда, социальной защиты, Национальным агентством, также с примарией и с органами, которые отвечают за эту ситуацию на местах, вместе внедряем национальный план иммунизации против COVID, и как раз открытие этого центра – это следующий этап, когда мы переходим к вакцинации не только медработников, мы переходим к вакцинации людей, которые, опять же, более высокого возраста, имеют определенные проблемы со здоровьем, и также, которые наиболее подвержены риску, как социальные работники, преподаватели и так далее. И следующий этап, он будет как раз возможен при наличии, опять же, вакцин, которые будут представлены платформой COVAX в ближайшее время для Республики Молдова, также донации, а также, возможно, те закупки, которые Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты проведет. Задача, чтобы действительно, чтобы вернуться, опять же, к нормальной жизни как можно быстрее, это провакцинировать как можно большее количество людей, чтобы был иммунитет. И чем больше такого рода центров будет, чем больше будет приверженность к вакцинации, даст нам возможность это сделать так как можно быстрее. Максим. А ваша оценка, сколько подобных центров нужно открыть, чтобы На сегодня есть план национальной иммунизации, где опять же представлены все эти цифры. И чем больше, тем лучше на самом деле. Чем больше будет провакцинировано людей, тем будет лучше. Сейчас у меня, к сожалению, нет этой цифры, опять же, это в плане национальной иммунизации. Скажите, пожалуйста, а пропускная способность этого центра максимальная какая? 1200 в день. 1200 в день. Да. Коллеги, для тех, кто интересуется, потому что я сегодня слышал, а вот он вышел в народ, у меня на сегодняшний день негативный тест по ковиду. Желаю всем здоровья. Da, o să fie deschise și alte centre, dar haideți să ne concentrăm pe activitatea celor existente ca să oferim maximum suport tuturor celor care au necesar de vaccin. Vă mulțumim, o zi frumoasă. Cum comentați acțiunile de la pretura Ciocanu? Haideți astăzi să ne limităm la aceste lucruri. Neapărat o să comentez alte subiecte cu altă ocazie. Cu mare drag. Нам еще пресс-комитет.